Cum ar fi dacă ai putea să-ți transformi mintea în cel mai bun prieten al tău? Asta mi-am dorit eu toată viața și mă bucur foarte mult că am reușit. O să te învăț și pe tine să faci asta. Practic, să nu mai judeci ceea ce respingeai. Anxietate, tristețe, nu mai reprezintă greutăți apăsătoare cu care tu te confrunți, ci le transformi în aliații tăi, în puterea ta interioară. Și ca să te ajut, imaginează-ți că ai o grădiniță în interior și fiecare din acești copii drăgălași reprezintă fațete ale ființei tale, ale personalității tale. Ce ai face tu cu acei copii care suferă, plâng, sunt furioși, sunt triști? Ei respinge sau, din contră, ai încercat să fii alături, să îi îmbrațe, să îi înțelegi? Ei bine, asta e ceea ce mi-am propus eu acum. Să te ghidez în această călătorie către sine, către esența ta. Să pornești într-o expediție în interiorul ființei tale și, bineînțeles, pe parcursul acestei călătorii magice, să eliberăm fiecare copil împovărat din ființa ta de suferința pe care o poartă. O să te ghidez spre a te iubi, spre a te accepta cu adevărat până în profunzime și vei vedea că odată ce vei restabili practic această armonie în ființa ta, o să observi în relațiile tale, la locul tău de muncă, o să se manifeste cumva în exterior ca diferite aspecte din viața ta. Așa că te provoc să încerci ceva nou. O să-ți schimbi viața, ai să vezi. Renunță să mai încerci să scapi de anxietate, de sentimente dificile. Include-le, dă-le voie să fie și vindecă-le prin iubire. O să te învăț eu cum. Am făcut asta cu mine și cu alte mii de oameni care au lucrat cu mine în mod direct și au transformat viața. Poți să faci și tu asta în programul meu transformațional Călătorie către sine și ai să vezi că o să ai o altă, complet altă viață interioară și, bineînțeles, exterioară. Te aștept cu mult, mult, mult drag!